Salutare și bine v-am regăsit pe vlogul meu. De data asta am un invitat foarte special pe care l-aștept de un an de zile. Este vorba despre noul Lenovo ThinkPad X1 Fold. De ce Fold? Pentru că aici nu am o agendă, nu am o carte, am un PC adevărat. Un PC cu ecran, flexibil, foldabil, cum îi spunem noi. Un PC care funcționează în foarte multe moduri care vă ajută să vă rezolvați problemele de zi cu zi. Puteți să împărțiți ecranul în câte părți doriți dumneavoastră. Avem și acest stylus cu o precizie foarte bună. Atunci când alegem un stylus și vrem să vedem cât este bun, cât este de precis, dacă atunci când scriem pe ecran simțim cum am scrie pe o coală de hârtie, cu siguranță timpul de răspuns este cel pe care ni-l dorim. Eu așa testez stylusurile. Același timp de răspuns îl vedeți și pe Note 20 Ultra, pentru că și acest stylus este foarte bun. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu tastatura digitală, pentru că pot să scot o tastatură digitală din acest laptop, avem și o tastatură clasică, foarte subțire, pe care o puteți conecta cu acest laptop și prin simpla așezare aveți un veritabil PC. Acum am dat pe ecranul full. Practic, specificațiile tehnice sunt, să spunem, rezonabile, pentru că vorbim de un laptop cu dimensiuni foarte scăzute, un PC, ca să nu confundăm, cu dimensiuni foarte scăzute. Avem un procesor Intel i5, o memorie RAM de 8 GB destul de puternic, 256 memorie internă, practic tot ceea ce aveți nevoie pentru a vă realiza taskurile zilnice. Încărcare se face prin Type-C, doar 900 de grame. Și vă spun, nu e mai mare decât o agendă. Efectiv, eu când l-am văzut am fost surprins de dimensiunea redusă și de ceea ce au putut face cei de la Lenovo pe această zonă. Trebuie să spunem că ei au lansat prima generație a lor de telefoane foldabile și prin Motorola Razr. Acum avem și prima generație din lume de laptopuri foldabile. Dacă v-a plăcut acest dispozitiv, acest device, acest PC, aștept comentariile voastre, aștept și comentariile pe care mă critică dacă ele sunt constructive și nu uitați să dați subscribe și să apăsați pe clopoțel, pentru că numai așa putem sta conectați și să primiți în timp real tot ceea ce postez pe vlogul meu.